În comuna Cuhnești a fost pusă piatra de temelie a noului sediu al Școlii de Arte. Primele pietre au fost puse de către Gheorghe Lungu, antreprenor local și renumitul basist Alex Calancea. Mai multe detalii aflați în continuare. Astăzi vom pune temelii primilor pietre, care se va porni într-un ceas bun, anume oamenii care sunt alături de noi și sunt convinsă că permanent vor fi alături de noi. Tot așa? Doamne ajută! Doamne ajută! Ei, domnule! Ei, du-ți prea aproape acolo! Ei, hai! Stai și nemiște! Doarme toată găleata! Mă sunt pietre, să mă rog! Doarme toată găleata! 6 milioane de lei, aceasta este suma de bani care este necesară pentru construcția noului sediu al Școlii de Artă din Cuhnești. În prezent, cei 80 de elevi își fac studiile într-o casă cu 3 camere. Prin donații am obținut un pământ pentru de 25 de ari pentru a construi o școală nouă. A avut loc concursul arhitecturilor și deci oamenii care au câștigat concursul astăzi ne-au înmânat proiectul cu devizul de cheltuieli în fața întregului sat. Suntem mulțumiți foarte mult. O școală nouă din nou va fi construită având proiectul printr-un concurs a anumitor firme care se vor ocupa cu construcția școlii și sperăm la susținerea tuturor oamenilor cu suflet mare care să ne susțină și financiar și moral și fizic. A apărut o necesitate în legătură cu că școala veche care a fost școala de arte a fost incendiată cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul primăriei, cu ajutorul agentului economic. S-a reparat o parte din școala de arte, unde acum elevii activează și este deja proiectul gata pentru construcția noii școli de arte. Alex Calancea este unul din susținătorii acestei idei și va contribui personal la construcția noului sediu. Am venit pentru inaugurarea și punerea pietrei unei noi școli, pentru că școala muzicală din Cuhnești astăzi împlinește 25 de ani. E o școală unde eu tot am trecut prin băncile ei și au fost profesori buni, deci practic a fost baza mea. Profesorii și elevii sunt fericiți că în localitatea lor va fi construită o școală de artă nouă. Ei speră că aceasta va fi mult mai încăpătoare, iar condițiile vor fi mai bune decât în școala de artă în care învață în prezent. Acum nu chiar vașnic, pe pojar. Mi-este leac, miros cu... Mi-este și puțin cabinet. Se spune că... Putem să puțin cabinet de făcut, să socotesc eu sală de dans și două cabinete, numai, două cabinete, unde trebuie să activez vreo 70-80 copii. Bine că copiii să aibă unde să fie condiții, frumos. Cum da, să fie pentru copiii noștri această școală și aș dori și cum viitorul noștri copii să fie și... Mă bucur foarte mult că se pornește așa școală, fiindcă am suferit împreună cu doamna Violeta și eu și familia noastră întreagă. Mie îmi pare că să fie băia frumoasă și cât o să învățe ea și o să fie dragă. Vom avea condiții mai bune unde să facem, eu, spre exemplu, fac pianul și o să am condiții mai bune unde să învăț la pian, o să am unde să repet. Și dansatorii o să aibă locul unde să danseze, un spațiu mai mare. Școala de artă din Cuhnești a împlinit recent 25 de ani de la fondare. În această școală și-au făcut primele studii în lumea muzicii Valentina Naforânță și Alex Calancea, două nume sonore în muzica din întreaga lume.